Salutare! Suntem familiștii, mergem la teatru și voi vă uitați la Felii din viața noastră! Am spus așa tare pentru că trece o mașină și să nu auzi. Și nu pentru că sunt însărcinată, în general, îmi place mâncarea. Poate de ceapă mi-aduce aminte de mâncare noastră la munte. Și superbă acea mâncare de ceapă. Iris, ți-a plăcut la teatru? Da!
Am fost la teatru, la Teatrul Excelsior, la spectacolul Iglu. Ne-a plăcut foarte mult, ne-au plăcut actorii, copiilor ne-a plăcut foarte mult. E foarte bine că există activități pentru copiii sub 3 ani. Vă încurajăm să veniți la teatru împreună cu micuții voștri, sigur o să le placă. Și actorii au fost foarte drăguți pentru că s-au jucat cu cei mici după spectacol. I-au lăsat să joace cu recuzita, cu așalța zăpadă, s-au bulgărit, a fost o adeată distracție. E devenit și sigur e ceva educativ și distractiv. Iar Iris a stat mai cu minte decât mă așteptam în timpul spectacolului. A fost foarte atentă. Normal, îi place la teatru. Ce se distrează asta, mica? Și pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, să dați share, comment și din partea noastră aveți pupici! Mua! Pupici de ne știi, nu ne mai putin și eu, bine și pupicul, ia uite-l cu mine, leneș, pupic ardelenesc, nooo!